nu-ți dau nimic, eu chiar nu aveam, nu aveam. Ca să nu-mi dure de frig. Mă numesc Maria, am 7 copilași, trăim numai în alocație, altceva nu avem nicio sursă de venit, e foarte greu. Care este timp de iarnă acum, n-ai unde să te duci, n-ai ce să faci. Deci mai aveți semne doar pentru câteva săptămâni? Săptămână, două, cam așa maxim, dacă mai ține cald așa, mai îndelungă, mai facă focul numai într-o cameră, dacă nu ai lemne. Un șir, dacă îl faci să mănânci, dar știi că ai cald la copii și nu îngheață de frig. Ce o să faceți după ce o să termini lemnele astea? Da, ce să fac, frate? O să dă bursele la copii ăștia și să iau lemne, altceva și să fac. Da, mai rămas cu alimentele mai în pană, mai copiii la școală, chiar ne-a fost tare greu. Ce îți dorește cel mai mult? Lene, să fie cald. Nu ne așteptam să fie așa din timp iarna. Dar acum nu știu, ca niciodată. A fost momente când nu se dă nimic. Chiar nu aveam. Vorbeam cu ei așa în casă, cu ei mai mari și nu aveam chiar. Și de mult cer Dumnezeu chiar la timp și vreme. Să dura Dumnezeu și să îngrijă. Pot să spun că chiar de multe ori noapte am somn. Fel și fel de gânduri. Am spus, Doamne, îngrijește Tu. Eu nu mai zic, nu mai apelez la limbia, nu mai... Credeți că Dumnezeu ar putea să răspundă la rugăciunea asta? Cred, Dumnezeu are. Are metodele Lui și știu că Dumnezeu lucrează, eu știu. Mai mare că Dumnezeu nu există nimic. Ce este inima noastră ca și mamă când vedeți atât de greu? Nu știu cum să vă explic, nu sunt cuvinte, că când aș avea o putere așa, credeți-mă că chiar m-aș sacrifica așa, dacă aș ști că lor le bine și aș ști că ei are toate ce le trebuie lor, credeți-mă că chiar m-aș sacrifica, mi-aș da viața, mă, să știu că ei bine și sunt siguranță, să știu că ei are de tot. Au fost momente când ați rămas pe zero cu lemne? A fost. Și ce facem asta? Am mai căutat și noi pe afară și am mai găsit. Tu ce dorești cel mai mult? Lemne. Când au fost lemne, de exemplu, ce ați pus pe foc? N-am pus nimic. N-am pus nimic. Ce să facem? Dacă. Ai fost făcut focul așa de cu sară și a mai fost cald și atâta. Spuneți, care e cea mai mare dorință a dumneavoastră înainte de Dumnezeu? Cum să vă spun în fața Dumnezeu, lemnile pe primul loc, ca să nu dure de frig. Dacă n-ai cald acasă, n-ai nimic, eu doamne.